Echipele de intervenție au început imediat operațiunile de stingere în toate cele trei locații, având ca obiectiv limitarea extinderii focului și protejarea zonelor adiacente. În urma acestor evenimente au ars peste 80 de hectare de vegetație uscată, toate cele trei incendii având drept cauză probabilă de producere focul deschis în spații deschise. Reaminti faptul că cetățenii sunt obligați să respecte normele privind protecția mediului, care interzic arderea vegetației uscate. Nerespectarea acestora poate conduce la anularea subvențiilor de către APIA. Totodată, reamintim faptul că arderea miriștilor a vegetației uscate sau a resturilor vegetale constituie contravenție și se poate sancționa cu o amendă contravențională în conformitate cu hotărârea de guvern numărul 537 din anul 2007. Pentru a preveni arderile necontrolate, ISU Iași solicită cetățenilor să respecte măsurile de prevenire a incendiilor. Este interzisă utilizarea focului deschis în zone cu risc de incendiu, în special pe timp de vânt.